Atmosfera este o parte importantă a mediului înconjurător. Aerul pe care îl respirăm zi de zi îl primim ca pe ceva firesc. Nu e nevoie să plătim pentru el sau să ne-l rezervăm. Abia atunci când ne vine greu să respirăm din cauza poluării, ne dăm seama că aerul necesită a fi protejat. În ultimii ani, cercetările științifice au arătat că structura chimică a atmosferei este în schimbare, din cauze naturale sau antropogene, provocate de activitățile omului. De aceea, atenția este focalizată asupra impactului activității umane asupra atmosferei. Omenirea, prin activitățile ei, contribuie la creșterea cantității de gaze poluante eliminate în atmosferă, contribuind astfel și la încălzirea globală, la distrugerea stratului de ozon și la multe alte dereglări ale mediului natural. În zona de sud a Republicii Moldova, calitatea aerului depinde de procesele naturale și tehnogene, adică dirijate de om, care au loc în teritoriu. Zona este de stepă, puțin acoperită cu păduri, cu insuficiențe de lacuri și râuri, temperaturi toride de vară. Aceste caracteristici conduc și la o calitate joasă a aerului care îl respiră populația. Vreau să menționez că în 2002 până în prezent au fost plantate peste 2600 de hectare pe terenuri degradate și practic acum mișlii ajungem undeva lângă 12%. Evident că mai avem de lucru, avem terenuri degradate deja nu de mult de la executiv, am primit informații de la primărie care sunt gata să ne pune la dispoziție lângă 1000 de hectare și deci parcursul următori 3-4 ani vor fi împăduriți. Și mai complicată e situația privind poluarea aerului cu gaze de eșapament, arderea vegetației, emisiile de la coșurile de cărbune, fabricile industriale. În acest film ne vom referi mai mult la acțiunile omului, care conduc la poluarea aerului atmosferic din teritoriu și acțiunile care urmează a fi desfășurate pentru a soluționa problema. Să vedem cum înțeleg problema oamenii. Cine poluează aerul? Oameni. Primul lucru, cred că de la mașini. În primul rând depinde de factorul uman, la care prin poluarea, aruncarea deșeurilor în preajma orașului, în preajma deci râului care se află cu gândnic la noi, se poluează atmosfera. Și în ultimul rând de întreprinderile industriale. Много всего, но машина в первую очередь, наверное. Cum acționează acest aer care respirăm așa el poluat asupra sănătății noastre? Cum crezi? La plămâi, în primul rând, la plămâi respiri. Acționează bronhii, plămâi. Ну как влияет? Мы, конечно, вдыхаем это все. Все эти газы, все это нам на легкие. Efectează asupra noastră. Asupra sănătății noastre, pentru că azi e mult transport. Fumul ăsta de la mașini acționează la sănătatea omului, la copii, sigur, școlile chiar aici, ia? Și mașinile astea că nici nu pot să merge să traverseze străzile. Acționează foarte, foarte negativ asupra, în primul rând, bolilor cardiovasculare, bolilor respiratorii grave care sunt. Prima dată la plămâi. Da, urmă să ieși, tot cot. Ce ar trebui să facă fiecare din noi ca aerul, mediul în jurul nostru să fie mai curat, mai purificat? Eu consider că trebuie să fie, în primul rând, o cultură în cadrul fiecărui copil, fiecărui om, să nu arunce deșeuri în locurile neautorizate, pe lângă domicilii să le pui în sacoș, în ceva să le selecteze și le ducem la gunoiștele autorizate. Поменьше машин было бы. Был бы чище воздух, конечно, безусловно. Конечно, деревья должны быть позеленее, как-то побольше деревьев было, посаженных цветов. Вот. Тогда будет чище воздух. Еще требешься мой мульт скопаш, совем мой мульт оксиген на прежуру ностру. Сей курацени. Курацени, машины с чьей майной. De monitorizarea calității aerului în teritoriu se ocupă centrele de sănătate publică. Sistematic, colaboratorii centrului din raionul Cimișlia prelevează probe de aer în cele mai animate locuri și la întreprinderile industriale. Una din sursele principale care poluează aer tot atmosferic este transportul. Știți că în ultimul timp avem foarte mult transport. Transportul funcționează la benzină, la gaz natural și deci este unul din factori care poluează abundent atmosfera. Noi determinăm concentrația gazelor în atmosferă și întocmim, cum am spus de acum, planurile de măsuri pentru redresarea situației.
Experții amintesc cetățenilor despre impactul poluării aerului și costurile pentru societate. Potrivit medicilor Centrului de Sănătate Publică Cimișlia, unul din locurile cu cel mai poluat aer este stația de autobuze Cimișlia. Aici zilnic vin și pleacă sute de microbuze și automobile care poluează atmosfera cu gazele de eșapament. Medicii amintesc că deplasările cu bicicleta în locul autoturismelor sunt recomandate pentru un mod sănătos de viață, mai ales că acestea nu emană gaze de eșapament. Specialiștii care preiau lunar probe de aer din preajma stației Auto Cimișlia spun că în emisiile de aici sunt atestate peste 200 de componenți chimici, cele mai periculoase din ele fiind oxizii de carbon, de sulf, de azot și plumbul, care sunt cancerogene și influențează negativ asupra sănătății omului. Toate aceste substanțe sunt toxice pentru organismul uman. Benzinoperin este un cancerogen periculos, precum și plumbul, care influențează asupra intelectului uman. Oxizii de azot și sulf, evaporându-se în atmosferă, cad sub formă de ploi acidice care distrug plantele. Uneori nivelul bioxidului de azot, aici la stația Auto Cimișlia, depășește norma. Иногда, ну не часто, такие параметры, как двуокислый азота, превышают норму. O altă sursă de poluare în preajma stației Auto Cimișlia este și fumul de țigară. Fumătorii nu se prea deranjează că oamenii din jur sunt nevoiți să respire un aer îmbibat cu fum de țigară. Potrivit rapoartelor naționale privind starea mediului în Republica Moldova, circa 90% din cantitatea de substanțe nocive care ajung în atmosferă vin din transportul rutier. Un studiu realizat de către Universitatea din São Paulo, Brazilia, arată că aerul poluat este mai periculos decât SIDA și accidentele rutiere. Principalele substanțe ce contribuie la poluarea atmosferică sunt oxizii de sulf și azot, carbonii, dioxidul și monoxidul de carbon, aceștia fiind doar o parte din miliardele de tone de materiale poluante pe care le generează în fiecare an dezvoltarea industriei. Industria termoenergetică elimină în atmosferă poluanți cum ar fi praful, cenușă, particule de cărbune nears, zgură, oxizii de sulf și de azot, iar în cantități mai mici, hidrocarburi, funingine, sulfați și acizi organici. Astăzi, în raionul Cimișlia, peste 50% din populație folosește sobele la cărbune și lemn pentru încălzirea locuințelor în perioada rece a anului. Potrivit șefului Direcției Raionale Învățământ, Ion Delinski, din 34 de instituții de învățământ în raion în anii 2012-2013, în 13 se va face focul în sobe. Din instituțiile preșcolare, 11 instituții funcționează cazageriile pe baza gazelor naturale, 10 instituții se încălzesc la sobe, restul instituțiilor se încălzesc la combustibil solid, adică la lemne. Ce ține de școli? 55% din instituții, adică 18 școli, se încălzește la cazageriile de la gaze naturale, 3 instituții la sobe și 12 instituții la cazageriile pe cărbune. Și mai deplorabilă este situația în gimnaziul din satul Porumbrei, unde elevii nu pot face lecții de dimineață pentru că clasele sunt pline cu fum, fiindcă sobele sunt vechi. Din anul 1999 ne încălzim la sobe și cu toate că sobele sunt pregătite, avem lemne, cărbuni, însă mi-e frică ca ele nu vor funcționa din cauza că de acum 13 ani funcționează și nu sunt conform cerințelor necesare care să funcționeze. Așa ia! Eu nu le plătiți și-o să vă aduc, da? Eu să vă plăciu! И что за воду платить? Нет, вы загрязняете воздух. Хуёк! Мужик, заводы работают, загрязняют воздух, а мы здесь спалили эту траву. Мы загрязнили воздух. O sursă considerabilă de poluare a aerului o constituie și incendiile care au loc foarte des în zona de sud, mai ales cele ce țin de arderea miriștii, resturilor vegetale și suprafețelor forestiere.
După ce ars jumătate din cimitirul vechi al orașului Cimișlia, alte aproximativ 20 de hectare de teren au fost mistuite de foc. De această dată, în calea flăcărilor au nimerit plantații de viță de vie, pășuni și o fâșie forestieră. Cauza exactă a incendiului deocamdată nu se cunoaște. Reprezentanții Inspectoratului Ecologic Cimișlia susțin că acesta este unul dintre cele mai mari incendii din ultimii ani. Este, cred că, unul din cel mai mare. Acestea sunt, aici sunt afectate în jurul la 20 hectare. Teren, după cum vedem, și viță de vie, și păduri, și pășuni. Se vede că cineva aici oare s-a jucat, oare i-a părut o glumă cu focul, oare au avut niște intereseri. Pentru a stinge focul au intervenit atât pompierii, reprezentanții întreprinderii silvice Cimișlia, cât și locuitorii din preajmă. Pentru a evita extinderea flăcărilor, o parte din pădure a fost separată de zona de risc cu o fâșie de arătură, iar oamenii au stins focul cu ce au găsit la îndemână. Am stins cu crengi de salcân. Pompierii au fost puțini, mai mult ne-am ajutat. Au venit un tractor și au arat să nu iasă focul în afară, de să aprindă în altă parte de pădure. A fost aproximativ 30 de oameni. Deși au ars în jur de 20 de hectare, pagubele nu au fost atât de mari. Asta pentru că vița de vie era lăsată de izbeliște de mai mulți ani, iar o parte din fâșia forestieră va regenera la anul. Copacii care nu mai pot fi salvați vor fi înlocuiți cu alții noi. Pentru regenerare noi îți preconizăm, adică niște îngrijiri silvice care să la următorul an de vegetație pădurea se va reînnoi înapoi. Adică nu a fost afectat așa grav. A fost afectat numai pentru ierbăcei care este litiera și pentru ierbăcei a fost afectat. Cel mai principal. Este aproximativ 15 ari de pădure. Gradul de afectare, într-adevăr, urmează a fi stabilit. Și tipurile de lucrări care vor fi efectuate vor fi clare la anul, adică la un nou an de vegetație. Să vedea, s-au uscat copacii ori nu. Și în urmă la aceasta vor fi efectuate lucrările. Pentru a evita arderile de pădure, fondul forestier este patrulat de către paznicii întreprinderii silvo-cinegetice Cimișlia, care a format și 25 de grupuri operative mobile. Menționăm că în acest an și în satul Hârtop a avut loc un incendiu de pădure unde au fost afectate aproximativ 6 hectare. Chiar dacă vara a trecut, pericolul incendiilor încă persistă. La Cimișlia, din cauza neglijenței, au ars câteva hectare de livadă de mere. Un incendiu de proporție a fost descoperit de către cei de la Inspectoratul Ecologic împreună cu gospodăria silvică. Se pare că focul a pornit de la o livadă părăsită, însă flăcările riscă să se răspândească și asupra fondului forestier. Am fost semnalizați că din partea regiunii GEPAR s-a iscat un incendiu într-o livadă părăsită. Colaboratorii inspecției au reacționat, au ieșit la fața locului. S-a stabilit într-adevăr că arde livada părăsită din preajma iazului GEPAR, însă focul s-a răspândit și în fondul forestier. Pentru a stinge incendiul, la fața locului s-a deplasat o echipă de pompieri și reprezentanți ai întreprinderii silvo-cinegetice Cimișlia. Am venit la pojar, ne-a sunat un cetățean că arde, am venit 10 oameni, dar trebuie și ajutorul la pojar noi. Pompier, da? La pompier, da. Dar cu crengile și ați reușit să localizați? Cu crengile, da, noi am stat bucat în partea și am stat aproape tot. Și lisapolul care zice la Ecatrin. Pentru a evita extinderea flăcărilor, o parte din pădure a fost separată de zona de risc cu o fâșie de arătură. Cauzele exacte ale incendiului urmează a fi stabilite. Potrivit legislației, cel care va fi găsit vinovat de producerea incendiului riscă o amendă de 600 de lei plus 250 de lei pentru fiecare hectar ars.
O altă sursă importantă de poluare a aerului o constituie mijloacele de transport. Cea mai mare pondere de gaze ce poluează aerul provine de la autovehicule, datorită în primul rând numărului foarte mare al acestora. În raionul Cimișlia, acum 20 de ani, erau la evidență circa 4.000 de automobile. Acum, în anul 2012, sunt 10.000. Indiferent de tipul motorului, autovehiculele poluează aerul cu oxizi de carbon și de azot, hidrocarburi nearse, oxizi de sulf, aldehide, plumb, azbest, funingine și alte substanțe. Dacă am reveni astăzi la tracțiunea animală, atmosfera orașelor ar deveni nepoluată, dar nu putem reveni la evul mediu. Cea mai importantă sursă de dioxid de carbon din poluarea generală a atmosferei, 60%, este produsă de gazele de eșapament. S-a estimat că 80% din cantitatea de CO2 este produsă în primele 2 minute de funcționare a motorului și reprezintă 11% din totalul gazelor de eșapament. Sunt, desigur, foarte multe automobile care nu corespund, motoarele nu corespund condițiilor sau, mai bine zis, parametrilor permiși în Republica Moldova. Ca factor, eu știu, putem să spunem așa că și modul de utilizare a automobilului este incorrect și combustibilul uneori pare a fi nu prea bun. Crezi că fiecare conducător este obligat, măcar cel puțin o dată an, să verifice gazele de eșapament a motorului, a autovehiculului care îl conduce. Deși parametrii principali la care determină procentul de nocii din gazele, eu socot că este exploatarea corectă a unui motor și principală este calitatea petrolul care benzinei, motorinei care este folosit la exploatarea acestui autovehicul. Incinerarea deșeurilor de toate tipurile sub cerul liber are o foarte mare activitate poluantă. Ea produce poluanți gazoși, urât mirositori și particule solide ce poluează neadmis atmosfera. Incendierea frunzelor e o rutină în orașul Cimișlia. Este cea mai populară metodă de a scăpa de resturile vegetale, dar și cea mai poluantă. Le ard, să nu și murdărie, să și la râpă curat. Facem primăvară și toamnă, facem curățenie. Ecologiștii fac eforturi să-i convingă pe orășeni să renunțe la incendierea frunzelor. Frunzele astea, ele pot fi folosite, introduse în pământ și ca îngrășământ pot fi folosite. Așa că nu este numai decât trebuie să le dăm foc. E destul îngropate sau când săpăm, introduse în pământ și ele pot fi de folos. Locuitorii orașului nu au suficiente alternative pentru resturile vegetale. Majoritatea le mătură și le lasă în stradă. Sub gard de teritoriul nostru, după trotuar e al gospodăriei comunale. Frunzele sunt luate cu tractorul. E curat până la urmă. Uite, cistinca, pravda? Regia Autosalubritate susține că resturile vegetale nu intră în competența acesteia. Fumul emanat de arderea frunzelor elimină în fiecare toamnă cantități imense de bioxid de carbon. Incendierea frunzelor este considerată infracțiune și se pedepsește cu amendă de cel puțin 400 de lei. Prin combustia ambalajelor din material plastic se eliberează acid clorhidric și agenți plastifianți ca policlorobifenol deosebit de toxici. Gunoiștea de la marginea orașului Cimișlia timp de 10 de ani provoacă mari bătăi de cap atât locuitorilor din preajmă cât și autorităților. Locuitorii orașului Cimișlia spun că sunt deranjați atât de priveliștea dezgustătoare și mirosul neplăcut, cât și din cauza fumului din urma arderii gunoiului. Cam trebuie de dus în altă parte, trebuie făcut ceva cu dus, înțelegi? Când îi dau foc, chiar când dau foc de aici la plasmasul sau la fumul ăsta vine la noi, numai azi nu arde, dar cam în fiecare zi arde. Viceprimarul orașului susține că administrația orașului știe care sunt soluțiile pentru a rezolva problema, dar nu dispune de sursele financiare necesare.
Fumul de țigară produce o poluare îngrijorătoare, afectând direct pe fumători, cât și pe nefumătorii care inspiră aerul poluat. Acest tip de poluare ia o amploare din ce în ce mai mare, deoarece procentul de fumători în cadrul persoanelor adulte este de 75%. Prin arderea tutunului are loc o distilare uscată a acestuia, iar în fumul emis au fost identificați circa 3.000 de substanțe, care în cea mai mare parte sunt mutagene și cancerigene. Dintre acestea amintim nicotina, oxidul de carbon, benzopirenul și altele. Acțiunile patogene ale fumului de țigară pot fi cardiovasculare, respiratorii și cancerigene. Nu ați fumat, cum credeți, nu-i deranjează pe dinși? Deranjează. Deranjează? Dar de ce fumați, dar... Mă scuzați, mai mult n-ați fumat. La nas normalne vodă, la nici ne znaem, smotrim, щоб нам было хорошо, в первую очередь. Ну вот медики говорят, что лучше бросить курить. А чего они тогда сами курят? Они пробовали бросить курить. Нет, смысла нету бросать. Ну, лет 10 курю. О, уже со стажем. Уже со стажем, уже пенсию пора получать. А какие сигареты бывают? То, как зарабатывает, такие и курит. Ну, позвараспун. Я пил до пименного деранжаза. Comparativ cu consumul de alimente și apă, în timp de 24 de ore, omul inhalează în medie 15 kg de aer, în timp ce consumul de apă nu depășește de obicei 2,5 kg, iar cel de alimente 1,5 kg. Rezultă din aceste date importanța pentru sănătate a compoziției aerului atmosferic. Statistica ne demonstrează că în ultimele decenii, odată cu creșterea poluării aerului, a crescut și incidența maladiilor aparatului respirator. A crescut așa, deci numărul așa maladii ca bronșita cronică, bronșita cu component astmatic, astmul bronșic, cel mai mult ne îngrijorează creșterea numărului de maladii de cancer de pulmon. Ce se face și ce ar trebui de făcut în raionul Cimișlia pentru a diminua gradul de poluare a aerului? În primul rând, se cer un șir de acțiuni privind educația ecologică a cetățenilor. Un oraș fără automobilul meu este una din acțiunile ce se desfășoară anual la Cimișlia. De la mic la mare, multă lume s-a adunat în piața Ștefan cel Mare din Cimișlia, unde zeci de tineri și copii au ținut să-i convingă pe maturi că viața fără automobil este mai frumoasă și mai sănătoasă. Noi suntem mai mulți băieți, în jur au apărut vreo 10, încă au apărut, ne ocupăm jumătate de an cu rolile și... Merge sport. Eu pot să întrec și băieții la roțele. Am ieșit astăzi cu bicicleta, nu la sărbătoare de astăzi, nu la ziua mișcării sau ziua fără automobile, dar asta este modul meu de viață. Eu sunt ciclist, nu sunt ciclist de performanță, dar sunt amator de a mă plimba cu bicicleta și... Câteodată chiar simt necesitatea, dacă o zi două nu mă plimb cu bicicleta, simt că ceva nu mi-ajunge și numai decât ori seara, ori dimineața fac eu plimbare cu bicicleta. Andrieș are numai 3 ani și a fost cel mai tânăr ciclist în cadrul acțiunii. S-a dovedit a fi foarte iscusit la condus bicicleta, fiind puternic încurajat de tatăl său. Mie i-a cumpărat bicicleta tăticul. Am venit cu fiul meu, cel mai tânăr participant la prova de sport cu bicicleta. Are 3 ani. Da, la ce în biciclete? 3 ani, bicicletă cu 3 roți. Scopul acțiunii este de școlarizare, de informare a populației prin care noi trăim, de a nu admite poluarea aerotmosferic. Noi știm, vedem cu toții că automobilele s-au enumerat, sunt uzine care sunt construite noi, care elimină o mulțime de gaze de sfere, de aceea și totodată Republica Moldova fiind parte la convenția de la Aarhus, prin care este stipulat că orice cetățean a Republicii are dreptul la un mediu sănătos și la o viață sănătoasă. Și de aceea s-a organizat această acțiune de a conștientiza și a sensibiliza opinia populației în problemele de mediu.
Săptămâna Europeană a Mobilității este o acțiune desfășurată în Uniunea Europeană începând cu anul 2002. Cetățenii sunt încurajați să renunțe la deplasările cu mașina în favoarea altor mijloace de transport mai puțin poluante, protejând astfel atât mediul cât și propria sănătate. O altă măsură ce se reliefează este înlocuirea sistemelor tradiționale de încălzire la stobe cu sisteme ecologice. Energia solară reprezintă 3% din totalul energiei nepoluante produse la scară mondială și are, după părerea specialiștilor, cele mai multe șanse să ajungă la o pondere de 10%. Un proiect inedit de încălzire a apei cu ajutorul energiei solare a fost implementat la grădinița Rândunica din Cimișlia. Circa 150 de copii vor avea în robinete apă încălzită de soare pe tot parcursul anului. A fost făcut cu mai multe sisteme de securitate pentru a evita fierberea agentului termic care încălzește apa și a fost făcut într-un asemenea mod pentru a satisface normele standardelor europene pentru apă caldă menajeră. Sistemul de încălzire funcționează în așa fel încât timp de o oră sunt încălziți aproximativ 600 litri de apă până la temperatura de 65 de grade. Anterior, pentru încălzirea aceleiași cantități de apă, erau utilizați 5 metri cub de gaze naturale sau 27 de kW energie electrică. Astfel de proiecte ar fi putut, cu anumite ajustări tehnice, să fie utilizate și chiar pentru încălzirea apei, pentru încălzirea grădiniței în timp de iarnă. Poate nu iarna împrejur, de exemplu în decembrie, ianuarie mai puțin, dar octombrie, noiembrie sau martie, aprilie, desigur că ar fi avut un efect foarte mare, deoarece aceste panouri sau aceste colectoare solare se încălzesc de la razele solare chiar și în zilele înnourate. Copiii vor beneficia de condiții mai bune, ceea ce îi bucură mult pe părinți. Copilașii spălă mânuțele, picioruțele cu apșoară călduță și asta e foarte important pentru copiii noștri, ei nu răcesc, ei și, mă rog, și-i comod. E un proiect bun și îmi pare bine că l-am câștigat și îmi pare bine că a câștigat grădinița Rândunica, fiindcă asta e grădiniță de mult și eu s-o cot și mai bun grădiniță. Proiectul a fost câștigat și implementat de către organizația ecologică locală EcoCim. Ideea realizării acestui proiect ne-a părut, pot spun, spontan, mai mult din dorință și plăcere de protecția mediului. Suntem foarte bucuroși că am implementat așa proiect. Ne gândim că este primul, dar nu ultimul. Pentru realizarea proiectului, Programul Națiunilor Unite în Moldova a oferit un grant în valoare de 130.000 lei. La Cimișlia s-a instalat un sistem fotovoltaic, primul în regiunea de sud a Moldovei, la primăria orașului și se preconizează un proiect de încălzire cu biomasă la gimnaziul din satul Porumbrei, la nivel de proiect cu Agenția pentru Eficiența Energetică din Republica Moldova. Ne-au instalat această stație fotovoltaică care are capacitatea de 1,5 kW când este soare, când este timpul bun. Mai avem de instalat ceva panouri, cred că vreo 7, și o să avem 3,3 kW pe oră în orele când este mai mult soare și puțin mai mică capacitate când este umbră. Ce putem noi face pentru a ameliora situația? Putem încerca o schimbare prin reducerea pagubelor datorate risipei de electricitate, produse petroliere, metale, hârtie, lemn. Putem fi mai atenți atunci când aruncăm deșeuri toxice, nebiodegradabile, care nu fac decât să se acumuleze în natură. Fenomen ce afectează deopotrivă oameni și animale. Deși se pare că în poluarea atmosferei am ajuns la limită, există încă puțin timp să mai schimbăm ceva.